Consiliul Local Suceava a aprobat în ședința ordinară atribuirea în folosință gratuită Spitalului de Urgență Sfântului Ioan cel Nou Suceava unui apartament cu 4 camere aflat în blocul numărul 21 de pe Bulevardul 1 decembrie 1918. Apartamentul are destinația de locuință de serviciu pentru linia de gardă a unității de primire a urgențelor UPU Smurd Suceava, demersul survenind solicitării unui grup de 4 medici rezidenți în specialitatea medicină de urgență anul 5, Centrul Universitar de pregătire Iași. Cererea este motivată prin aceea că rezidenții în cauză urmează să efectueze gărzi pe autoturismul de terapie intensivă Smurd. Prin strategia privind resursele umane și de motivarea personalului medical și de creșterea fidelității acestuia, Spitalul Județean Suceava a făcut, pe lângă autoritățile locale și județene, demersuri repetate în vederea asigurării de spații locative pentru specialiștii din domeniu. De altfel, în municipiul Suceava urmau a fi construite locuințe ANL pentru specialiștii din sectorul medical și din învățământ, însă din cauza lipsei fondurilor, lucrările respective nu au mai fost finanțate. Potrivit legii administrației publice locale, consiliile locale pot da în folosință gratuită, pe termen limitat, bunuri imobile și imobile proprietate publică sau privat locală către persoane juridice fără scop lucrativ care desfășoară o activitate de binefacere sau de utilitate publică.